În toiul pandemiei de COVID, în care zilnic se înregistrează peste 1000 de cazuri de infecție, Mitropolia Moldovei invită oamenii la pelerinajul tinerilor, ediția 14. Enoriașii vor merge cot la cot, 16 km și vor purta cruci, steaguri și icoane. Nu se știe însă dacă vor avea și măști de protecție, cel puțin despre asta nu se menționează în comunicatul emis de instituție. Ministerul Sănătății ne-a spus că urmează să se informeze despre acest eveniment pentru ca ulterior să revină cu o reacție. Potrivit unei note informative emise de Mitropolia Moldovei, evenimentul va avea loc duminică 26 septembrie. Enoriașii vor parcurge pe jos cei 16 km, pornind de la Universitatea de Stat din Moldova. Destinația finală este Mănăstirea Sireți din satul cu același nume al raionului Strășeni. După liturghie, credincioșii se vor întoarce înapoi spre biserica Întâmpinarea Domnului a Universității de Stat din Moldova, anunță Mitropolia. În comunicat nu se menționează însă nimic despre măsurile de protecție împotriva coronavirusului, dar și despre cum va fi limitat contactul între participanți. Am încercat să obținem mai multe detalii despre acest lucru de la organizatorii evenimentului, dar purtătorul de cuvânt al Mitropoliei Moldovei, Vadim Cheibaș, ne-a închis telefonul, iar unul dintre responsabili îl avea deconectat. Solicitați pentru o reacție, reprezentanții Ministerului Sănătății ne-au comunicat că vor reveni mai târziu. Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică a decis instituirea pragurilor de alertă în contextul pandemiei de COVID-19. Astfel, localitățile din țară urmează a fi repartizate pe coduri verzi, galbene, portocalii și roșii în funcție de incidența de cazuri de infectare la 100.000 de locuitori și care prevăd măsuri aplicate diferit. Organizatorii de evenimente vor putea decide singuri cum doresc să o facă, având posibilitatea de a cere sau nu certificatul COVID de la persoanele participante la manifestări respective. Regula va fi valabilă pentru localitățile unde numărul de cazuri este ușor crescut, adică se află în cod galben.